Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte reală. Astăzi e o frăsuială, o mare frăsuială pe culoarele puterii. Cum facem noi să ne băgăm sufletul în rai și să păstrăm și slănina în pod? Adică? Adică de undeva ar trebui recuperate, necheltuite, încasate, mă rog, găsite 20 de miliarde de lei pentru anul ăsta. Că bugetul, ce să vezi, pare să fi fost calculat cu unele imprecizii. Ca să nu zic mai rău, deficitul e subit mai mare decât au anticipat guvernanții. 4 miliarde până acum, 20 de miliarde până la sfârșitul anului, de unde bănuți? Și pentru că suntem deja în campanie electorală, că vin alegerile mâine, poimine la anul, mai e foarte puțin. Practic, și vin toate. Da, anul viitor o să fie toate alegerile deodată. Avem și europarlamentare? Da, a, nu. Toate sunt. Bun, perfect. Locale, europarlamentare, generale și prezidențiale. Prezidențiale, să vezi vacanță la copii. Bravo, foarte da. Corect. Da, bun. Asta este. Partidele de la guvernare se dau de ceasul morții cu deficitul ăsta, care este, sigur, și neprevăzut, dar și foarte neplăcut. E ca și cum ar trebui să te ridici de la masă când abia te-ai apucat și tu de înfulecat mai serios, nici n-au băgat încă sarmalele, n-au venit sarmalele cu orchestra, mm-hmm, și trebuie să te muți mai încolo. Normal că te simți frustrat. Se fac, se resping diverse propuneri să se taie basă, nu să taie salariile, să se mai dea afară basă, nu se dea afară, să nu se mai angajeze decât unde trebuie să se angajeze, evident, să nu se mai facă achiziții, da, dar nu peste tot, că mai e nevoie, adică să nu se mai facă achiziții decât acolo unde nu se fac, unde se fac, să se mai facă, știți, cam așa este toată procedura asta. Și cu chiu cu vai, guvernul a pregătit o ordonanță de urgență prin care timid mai reduce din cheltuieli. Economie de 1 miliard. Trebuie să taie 20, mă. 20, înțelegi? Și după atâta frăsuială au reușit 1 miliard așa, la prima strigare. Gestul contează. Da, intenția. Și printre altele ați auzit la știri, nu mai cumpără mașini noi și nici mobilier. Foarte bine. Mari sacrificii, vor trebui să meargă cu mașinile alea vechi. De acum un an. Da, nu se mai fac angajări suplimentare decât unde trebuie făcute angajări. Se interzice, asta e. Deci se interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Dar cu excepții. În primul rând să vedem dacă trece de Curtea Constituțională, că s-a mai încercat și au fost diferite probleme. Deci, oricum, aici va fi o mare suferință, sunt mari emoții pentru o serie întreagă de pensionari speciali, care au ieșit la pensie, sărmanii de ei, la 45-50 de anișori, ca să se angajeze imediat la loc, practic pe aceleași poziții, doar de partea cealaltă a străzii. Am tot avut cazuri de astfel de persoane, oameni care nici nu se pricep la domeniul respectiv, s-au pensionat că erau epuizați la 50 de ani și la 50 de ani și o lună s-au angajat la loc, tot pe funcție de șef, dar în alt minister. Unul dintre acești nefericiți, ce să vezi, chiar domnul prim-ministru Ciucă, adică va trebui să aleagă, dânsul ia și pensie de pensionar militar și salariul de prim-ministru. Și acum ceasul rău. Și dă declarații, presa l-a întrebat ce o să facă, ce o să aleagă și, vă rog să ascultați, se simte tristețea în glas. Este o problemă personală. În momentul în care vom avea o astfel de lege aprobată, cu certitudine voi renunța la una dintre ele. Ați simțit cum a pus buză? Buză. Cum a făcut? Voi renunța la unul dintre ele. Când se va pune problema, o să văd ce o să fac. Pac. Dar vezi că e o chestie personală, nu e profesională. Da, e personală. Niciuna din ele nu e profesională, e personală. Domnul prim-ministru are probleme personale în condițiile astea, deci domnul Ciucă are, e foarte interesant. Probleme personale la serviciu. Asta. Are, de fii să atenți, dânsul ia 18.000 de lei pensie de general, să trăiți, și ceva mai mult de, mă rog, vreo 15.000 și un pic, salariu de prim-ministru. Cum? Așa. Cum? Ia uite, stai că în sfârșit l-a făcut atent pe Luca. Atât e salariul de prim-ministru? Da. A, păi de asta, mă... 15.500, cam așa. Bă, și 18.000... Nu, acum, serios. Da. Nu-ți dai 15.000 de lei salariul prim-ministrului și aia câștigă prin Consilii de Administrație pe la tot. Păi vezi, de-aia și au, mă, joburi. Da, sărmanii. Că salariile mici. Stai, mă, vorbim doar de salariu. Păi da. Da. Soare și pensie. Lasă-mă asta, eu vorbesc acum strict de salariul, da, de prim-ministru. Adevărul că este... e interesant că un pensionar câștigă mai de stat, câștigă mai bine decât prim-ministru în țara asta. Da. Da. Dar la care credeți că o să renunțe? Antante, dize manepe. Asta o răcatica ta, ele bele buși, o colbuș. Ești afară, dumnea? Da. Da, da. Deci ei se duce acasă, vorbește cu doamna,
Doamna și dânsa are pensie militară. Și zice, deci, drag, avem așa. 18.000 banii de pensionar, 15.000 de prim-ministru. Trebuie să facem o alegere. La care le renunțăm? Și așa e mic, 15.000. Deci eu parcă văd că o să avem primul pensionar care face muncă de prim-ministru gratis. Bingo! Serios! Pro bono! Deci, eu așa aș face în locul dânsului, nu doar pentru ea 3.000 în plus. Dar scap de o grămadă de belele. Practic, dacă nu ești plătit, scap și de condică de pontaj. Da, da. Așa nu mai poți să vină doamna directoare de la HR să-ți calculeze orele. Și e și un bun exemplu. Îți iei concediu când vrei. Nu-ți mai numără zilele de concediu. Ce alte probleme? Pe de altă parte, dacă nu ești plătit ca prim-ministru, pierzi și avantajele de angajat. Nu mai ai bonus de ochelari, nu mai ai examenul de medicină a muncii. Nu? Deci, sunt multe lucruri care acces la cantină nu sunt sigur că mai ai. Dacă nu ești salariat, ce cauți tu la cantină? Corect. Nu primești vaccin gratis, nu? Trebuie să te duci dincolo la... Da, ce mai vrei? Asta e, să-l depășim pe domnul Ciucă. În curând o să fie schimbarea guvernamentală, îi găsesc dânsului ceva. Dacă nu știați, e și președinte la PNL. Acolo avea indemnizație? Acolo, serios? Este o lor. Da, în plus, funcționarii statului nu o să mai poată face parte din mai mult de două consilii de administrație. Au lăsat două. Mama aici i-a lovit rău sărmanii, deci vor fi plătiți pentru maximum două incompetențe, nu mai mult. Acum să iau bani pentru două, trei, chiar patru incompetențe. Adică poți să fii incompetent plătit în 3, 4, 5 consilii de administrație. Cât ai pile? De acum maximum două incompetențe. Mai mult de două nu se poate și, mă rog, în fine. În contextul ăsta, una peste alta, aș vrea să-l salutăm pe domnul primar din Reșița, domnul Ioan Popa. Ce a făcut? Este... practic singurul beneficiar actualului dezmăț bugetar care a avut curajul să observe adevărul. Mă, deci din toți primarii, sunt 3.000 de primari, sunt președinți de consiliu județene, miniștri și secretari de stat, unul singur, mă frate, a spus, și nici măcar n-a zis-o public, a zis pe grupul de WhatsApp al primarilor, și, mă rog, de grupul fapt... De, grupul de WhatsApp al primarilor? Al primarilor de municipii. Ah, okay. Există grup de WhatsApp și publicația de fapt.ro scrie despre asta. Zice, trebuie să fim onești și să înțelegem că ne-am cam încântat cu toții. Și nu vorbesc aici despre dialogurile anterioare, ci despre administrațiile publice, fie ele locale sau mai ales centrale, adică mai ales, zice domnul primar. Niciodată în istoria recentă România n-a avut atâția secretari de stat, agenții, direcții, a scris domnul Popa pe grupul de WhatsApp al primarilor din municipii. Ceea ce e perfect adevărat. Adică sunt acum de două ori mai mulți secretari de stat decât în urmă cu un deceniu. Am vorbit despre asta, am ajuns la 200 de secretari de stat. Bă, băiatule, 200 de secretari de stat. Aceștia sunt, de fapt, miniștri adjuncți. Și au rang de ministru. Fiecare cu cabinetul său, consilier, secretare, șofer, mașini, cheltuieli de contate, toate hangaralele, bani publici cu ghiotura, cu găleata, cu cisterna la oamenii ăștia. Ar fi foarte simplu să tai cheltuielile fără să sufere prea mulți. Înțelegeți? Doar că, na, acum ar trebui să sufere chiar cei care iau decizia aici, Buba. Și vorba doamnei Lia Orguța Vasilescu, primar de Craiova, pe același grup de WhatsApp. Dânsa zice, citez, salariile din administrația publică rămân anul acesta așa cum sunt. Oricum nu cred că le mai creștea nimeni. În afară de ce se cuvenea primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali prin lege, a mai spus primarul Craiovei. Adică stați liniștiți că nu se taie salariile, e adevărat, nici nu mai cresc. În afară de salariile noastre, astea mai cresc. De altă parte, trebuie să remarcăm și că au devenit mai altruiști politicieni în ultimii ani, că împart cu mai mulți. Adică a crescut aparatul, sunt mai mulți oameni. Băi, nu? Da. Înainte erau toți banii pentru ei. Da. Acum sunt tot pentru ei, dar ei sunt mai mulți. Asta. Deci, practic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.